Încă suntem în atmosfera Învierii Domnului Iisus. Dați-mi voie să vă salut cu frumosul salut creștin, Hristos a înviat. De altfel, dovada Învierii Domnului Iisus Hristos sunt și cei 11 care au îmbrăcat haina albă. Pentru că Apostolul Petru spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care prin îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea Domnului Iisus Hristos, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi, lăudat să fie Domnul. Iubiții mei, sunt plin de bucurie. Și poate că nu o să reușesc să-mi exprim pe deplin bucuria pe care o am. În primul rând, sunt plin de bucurie că suntem în prezența Domnului. Suntem în casa Domnului. Suntem adunați aici în numele Domnului. Și cred că El este prezent aici, lăudat să fie Domnul. În al doilea rând, sunt bucuros că mă găsesc din nou cu biserica din Gosic. Aici am slujit 10 ani de zile. Avem atâtea amintiri frumoase pe care le-am trăit împreună. Aici, în biserica aceasta, am văzut semne și minuni. Și vreau să spun, și o spun oriunde mă găsesc, vreau să spun, Dumnezeu e Cel care face minuni. Lăudați să fie Domnul. În alt punct de vedere, sunt plin de bucurie, pentru că cuvântul din Psalmul 127 spune ultimul verset acolo, și să vezi pe copiii copiilor tăi, pacea să fie peste Israel. Amin. Unul din motivele pentru care mă găsesc aici este faptul că două din nepoatele pe care Dumnezeu mi le-a dăruit, pe care le-am purtat în brațe, au îmbrăcat haina albă. Și dorința lor a fost așa de mare, așa de insistente au fost ele, încât eu se pare că Dumnezeu a ascultat rugăciunea lor, insistența lor. Prima dată am spus, nu știu, nu cred că o să putem veni. Pentru că așa cum spunea fratele Silviu, toate se clatină în lumea aceasta. Dacă cineva a trăit cu impresia că în America e raiul pe pământ, dați-mi voie să spun noi, și acolo e un pământ blestemat, ca și aici. Iubiți mei, știți unde poate să fie raiul? Acolo unde e prezența lui Dumnezeu. Acolo e raiul pe pământ. Acolo este binecuvântarea lui Dumnezeu. Și spuneam, nu cred că o să reușesc. Economia nu este de lucru. Până era de lucru, întrebam frate, mă, n-ai ajuns la biserică, pe unul, pe altul, măi, și n-am putut. Ba, spuneam eu la alții, fraților, vedeți că nu pot să vin, că sunt prea departe, s-o ocupat. Slăbiți să fie Domnul. A venit vremea și ne-a făcut Domnul timp să avem vreme să mergem la biserică. Să avem vreme să studiem în Cuvântul lui Dumnezeu, să avem vreme să ne rugăm. Ne face Dumnezeu timp. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu ne și hrănește. Că din mâna Lui se satură tot ce are viață. Măriți să fie Domnul. Iubiții mei, bucuria, așa cum a spus, e de plin. Se cânta aici o cântare, cerul așteaptă candidați și întrebarea se punea, cine vine, cine vine? Să pregătesc noile alegeri. Se pare că nu mai știu oamenii cum să dea buzna la candidatură, nu-i așa? Și acolo sunt niște locuri limitate, nu toți cât merg pot să candideze, nu? Dar uitați, Dumnezeu are o listă care e valabilă pentru toți. E deschisă lista aceasta, cine vrea? Și-a spus Domnul Iisus Hristos, dacă voiește cineva să vină după mine, știți care e condiția? Nu se pune condiția din care partid faci parte. Nu se pune condiția aceasta. Condiția pe care o pune Domnul celor care vor să se înscrie, celor care vor să vină după Iisus, în primul rând spune, să se lapede de sine, să-și ia crucea de fiecare zi și să mă urmeze. Doamne ajută! Amin. Amin. Dragii mei, e bucurie în biserică, e bucurie
În familii e bucurie în cer. E bucurie în inimile noastre ale tuturor. Slăviți să fie numele Domnului. M-am gândit la un cuvânt al lui Dumnezeu și mi-am adus aminte că spune în Psalmul 42. Mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte de trecut. Și vreau să spun bisericii de aici, îmi place să mă laud cu biserica aceasta din Biosin, cu Dumnezeu care a lucrat în biserica din Biosin. M-am uitat și am văzut aici pe sora Maidou. Și mi-am adus aminte de o seară de evangelizare, în care Dumnezeu și-a ținut făgăduința și au trecut, poate de atunci, aproximativ 18-19 ani, și o văd că sora e aici în casa Domnului, lăudat să fie Domnul. Sora Maidou nu încheiase legământ cu Domnul în vremea aceea. Dar a venit aici, în casa lui Dumnezeu, să asculte Evanghelia. Și Dumnezeu i-a vorbit. Dumnezeu s-a atins de ea. Dumnezeu a vindecat. Și biserica e martor. Și pot să spun cuvintele acestea. Eu nu spun întâmplări citite de undeva. Spun ceea ce noi am văzut, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, ceea ce am gustat noi, ceea ce am trăit noi aici în biserica aceasta. Și văd că Dumnezeu și-a ținut făgăduința, slăvit să fie Domnul. La primul botez, după intervenția lui Dumnezeu, sora Baidoc împreună cu soțul ei, cu fratele, a intrat în apa botezului. Tot în acea seară de evangelizare, Dumnezeu a vorbit aici ceva. Și nu pot să nu spun, nu pot să nu amintesc. Nu pentru gloria noastră, nu pentru lauda celor care sunt prezenți, ci pentru lauda lui Dumnezeu. Amin. Pentru că numele lui Dumnezeu merită proslăvit. Noi ne lăudăm cu Dumnezeu care face minuni. A vorbit Dumnezeu în dreptul familiei Mocea că va dărui copii. Și biserica mi-a spus după ce s-a terminat seara aceea, frate Chantal, sora, dacă o intrat în apa botezului, cum mai fost aici minuni în seara aceea și alte. Deci toate cad dacă nu se împlinește aceasta. Și vreau să vă spun, la modul cel mai sincer, cu toată încrederea, am spus celor care unii dintre ei sunt prezenți aici, fraților, fiți liniștiți. La anul, pe vremea aceasta, am să vin să țin binecuvântare la o drasă pe care Dumnezeu o va dărui în familia Mocea. Iubiții mei, aceea o drasă este aici, sora Delia. Domnul s-o binecuvintează. Am mai amintit. Acesta e Dumnezeul minunilor. Acest Dumnezeu așteaptă candidați. Acest Dumnezeu ne primește cu brațele deschise. Acest Dumnezeu și-a trimis în lume pe singurul Său Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lăudați să fie numele Domnului. Când vorbim despre Dumnezeu, nu putem ocoli porunca lui Dumnezeu. Știți care e porunca lui Dumnezeu pentru oameni? Are Dumnezeu porunci? Poruncile pe care le fac oamenii, legile, le respectăm. Aici în România se pare că oamenii le fac, oamenii le cam. În America nu-i cam așa cu legile. Eu vreau să spun, am mai spus într-o altă împrejurare, după ce am ajuns în America, m-am început să aranjez prin fața casei. Și eu am făcut acolo cum am crezut eu, că îmi place mie. Și cum e convenabil pentru mine. Ce nu-mi trebuie mie iarba aici, am pus acolo, aveam nevoie de loc de parcare pentru mașini și eu tot venim niște sesizări de la oraș de acolo. Și eu care nu citesc engleză, nu vorbesc engleză, n-am darul tălmăcirii din engleză, întrebam de copii, mă, ce spune hârtiile astea? Și spune băiatul Sami, tăti, lasă-le, aruncă-le la garbici. Și le-am aruncat la garbici. Au venit una, două, trei, le-am aruncat la garbici. Și ei au vrea mi să trimit. Dar au venit o zi, într-o dimineață, când s-au prezentat două polițiste de la garda de mediu, cum spunem noi aici, cu ecusonul pe piept, și noroc că a fost băiatul acasă.
Cu mine nu prea multe ar fi putut discuta, dar văd că discută cu băiatul și începe și arată una și arată alta. Și văd că începe să facă față-față o schimbare la față, măcar că nu era pe muntele schimbă. Fac semn la băiat, care-i problema? Și el îmi face semn din nou să mă duc înăuntru, să las în pace. Și văd că scrie un proces și scrie altul și scrie altul și altul. Patru procese, patru tichete. Și după ce pleacă, întreb, care-i bai? Acum ai bai? Uite, bai pentru că ai pus piatră în fața casei și nu iarbă, e bai cu mașinile acele vechi, care s-a acolo în spate, le-au cumpărat băiatul care a plecat la domnul Daniel și eu le-am lăsat acolo, am zis că le las acolo până la venirea domnului. Dar nu a fost așa. Că a venit alții mai repede ca domnul și m-a obligat să ne duc de acolo. Apoi, alte și alte lucruri. Pentru neascultare. Pentru neascultare. Iubiții mei, Dumnezeu are o poruncă și are îndelungă răbdare pentru oameni, pentru că dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la, ziceți dumneavoastră, să vină la pocăință. La pocăință. Când auzim de pocăință, se pare că cuvântul acesta pe unii îngrozește. Și cum îl îngrozea pe Felix, când stătea Pavel cu el și când au auzit de frânare, de așa mai departe, lasă altă dată ce i-a ascultat, nu mai a avut ocazie. Dumnezeu dă ocazii oamenilor să asculte Evanghelia pentru ca oamenii să vină la pocăință. Și spune Apostolul Pavel că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate prin omul despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Și acesta este Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie nume. Porunca lui Dumnezeu e călcată. Vreau să vă spun că cei care ascultă, deosebirea oameni care ascultă de porunca lui Dumnezeu și oameni care n-ascultă. Și m-am dat pe mine exemplu ca unul care n-am ascultat de poruncile sociale care erau acolo. La tichete și când a venit vremea să mă duc la cort, știți cât de plin de teamă am fost când a venit vremea să mă duc la cort. Mă, una nu știu engleză, în a doilea rând, cine știe cât amendă dai ăștia? Și mă duc acolo în sala de județ, ne-o dat timp, ne-o dat timp. Așa dă și Dumnezeu timp de pocăință, oameni. Ne-o dat timp să ne rânduim lucrurile, atâta timp. Am avut o lună de zile, până atunci, ori de câte ori ziceam către copii, mă, hai să aranjăm aici. Mai zicea soție, mă, numai la noi e aici ca la nimeni. N-avem timp. N-avem timp și n-avem bani. Pentru așa ceva. N-avem timp și n-avem bani. Dar când a venit și mi-a dat tichete, vreau să vă spun, a fost și timp și bani. Pentru că cu legile acestea sociale, oamenii nu se pot juca. Am făcut rânduială, le-am pus toate la punct și când a venit vremea cortului, vă spun că m-am dus ca la judecat. Nu m-am dus ca la biserică. M-am dus ca la judecat. M-am dus, mă, oare cum vom scăpa? Dumnezeu are o judecată pentru oameni. Judecata poate fi în două moduri. Aici și acum. Dacă vrei să asculți de glasul lui Dumnezeu. Aici și acum. Dacă nu, atunci și acolo. Sentința aici și acum, iertare, grațiere. Atunci și acolo, mergeți de la mine, nu vă pun. Nu se mai poate face nimic. Iubiții mei, aș vrea să profităm de faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim aici și acum. M-am dus la judecată. Și rând pe rând, au mai fost acolo neascultători ca mine. Într-o lume așa de mare, într-o metropolă așa de mare, mai fost neascultători. Și fiecare cum termina, întrebam de băiat, mă, ce eu sunt judecător? Mă trebuie la altă cameră să plătească atâtea sute de dolari. Dar era numai cu câte un tichet. Numai eu am fost cu patru tichete.
Și am zis, mai eu calculam. Dacă ăștia într-un tichet plătesc câteva sute eu, cât o-i plătesc? Și-o venit rândul să ne ducem acolo. M-a strigat, m-am ridicat în picioare, s-a ridicat băiatul și el era translatorul meu. Și îi pune întrebarea la băiat și îi spune, îți iei toată responsabilitatea? Și el spune, da. Pe mine m-a pus să stau jos. Și acum asculta. Cea care mi-a dat tichetul era acolo în dreapta judecătorului. Și după ce băiatul a terminat de vorbit, a spus femeia aceea, polițist aceea, da, domnule judecător, oamenii au făcut treabă bună, au aranjat totul frumos, s-au încadrat în timp. Da? Da. Liber. Eu am crezut că am prins un moment de neatenție și n-am auzit să spun când, la care cameră trebuie să mergem și cât să plătim. Și când ieșim în face băiatul semn să ieșim afară, când ies afară, îl întrebă cât o să plătim. Hai numai că ți-o spune, zice băiatul, mă ține încordat. Cât o să plătim? Și se uită la mine și râde și spune, nu trebuie să plătim nimic. Nimic? Se poate? Nu. Pentru ce? Pentru că ne-o iertat. Știi de ce ne-o iertat? Pentru că am ascultat după aceea. După ce am fost avertizat, ne-o iertat. Iar cea care ne-o dat, a făcut procesul, era acolo ca să mijlocească pentru noi în fața judecătorului și să spună, da, totul e în ordine. Iubiții mei, noi avem un mijlocitor care este Iisus Hristos Domnul. Astăzi este Mântuitor. Astăzi El ne cheamă la pocăință. Astăzi El vrea să ne dea viață veșnică. Vrea să scrie nume în cartea vieții lângă celelalte care sunt scrise acolo. Dacă vrei, dacă vrei, dacă nu, mâine s-ar putea să fie prea târziu. Iubiții mei, dați-mi voie să deschid cuvântul Domnului și vreau să citesc numai câteva versete despre judecata, cele două judecăți. Așa cum am amintit, în primul punct, judecata aici și acum. Vă rog să fiți foarte atenți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și dacă vreți să urmăriți Cuvântul lui Dumnezeu, cei care aveți Biblie, deschideți în Isaia, capitolul 1, versetele 16 la 20. Uitați ce ne spune Dumnezeu nouă celor care suntem aici și acum. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Nu se aude astăzi întrebări sau nu ziceți dumneavoastră câteodată, o, dreptate, unde ești? Nu? Nu-i nevoie de dreptate? În lumea în care trăim, toți politicienii lumii, nu numai cei din România, când candidează, promit că vor face dreptate. Și dreptatea nu-i. Știți pentru ce nu-i? Că nu o pot face oamenii. Dreptatea o face unul singur. Și acesta se numește Dumnezeu. Prin Iisus Hristos Domnul. Lăudat să fie numele Domnului. Ocrotiți pe cel asuprit. Îi pasă cuiva de cei amărâți, de cei necăjiți? Nimănui nu-i pasă, spune Psalmul 142, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Nimeni nu mă mai cunoaște. Iubiții mei, pasă cuiva? Treaba lui, fiecare pentru el și Dumnezeu pentru tăți. Este lozin ca egoismul. Iubiții mei, îi pasă cuiva? Vreau să vă spun celor prezenți. Îi pasă lui Dumnezeu de noi. Dacă nu i-ar fi păsat lui Dumnezeu, nu l-ar fi trimis pe Domnul Iisus în lumea noastră. Și Domnul Iisus a acceptat din dragoste misiunea pe care i-a dăruit-o Tatăl. S-a dezbrăcat de slavă, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor. La înfățișare era ca un om. Nu era nimic deosebit. Dar el era și om și Dumnezeu. Lăudat să-i fie numele Lui. S-a smerit până la moarte.
și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care e mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Aleluia! Măriți să fie Domnul! Apoi spune cuvântul Lui Dumnezeu așa: faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Și Dumnezeu spune așa: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, aici și acum. De vor fi păcatele voastre cum e cârmizul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. De veți voi și veți asculta, veți mânca din cele mai bune roade ale țării. Cine spune cuvintele acestea? Dumnezeu, prin gura prorocului său Isaia. Dar mai spune un cuvânt: dar de nu veți voi și nu veți asculta. Iubiți mei, o sentință, nu-mi place să o pronunț. Și doresc din toată inima ca toți să fie absolviți de lucrul acesta. Amin. De nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Gura Domnului a vorbit. Iubiți mei, aceasta e judecata aici și acum. Vrei să te înscrii ca și candidat pentru împărăția lui Dumnezeu? Venit Ioan Botezătorul și propovăduia Evanghelia, propovăduia pocăința. Și spunea Ioan Botezătorul: un om îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă, legat cu un brâu de furea, și venea din pustia Iudeii și propovăduia împărăția lui Dumnezeu. Știți care era mesajul lui Ioan? Vă aduceți aminte de mesajul lui Ioan? Pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Când propovăduia Ioan mesajul acesta? În urmă cu 2000 de ani. În urmă cu 2000 de ani spunea Ioan Botezătorul: pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. A venit Domnul Iisus cu 6 luni mai târziu în urma lui Ioan Botezătorul și a început să propovăduiască Domnul Iisus și norodele veneau la el. Vă amintiți care era mesajul Domnului Iisus? Pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Sau un alt evanghelist care spune: pocăiți-vă că împărăția cerurilor s-a coborât la voi, s-a apropiat de voi. Prin ce s-a apropiat împărăția? Știți prin ce? Prin însăși împăratul împăraților și Domnul domnilor, care s-a dezbrăcat de slavă și a venit jos la ocară, la dispreț, pentru ca să ne mântuiască din starea de păcat în care noi ne-am găsit. S-a coborât împărăția lui Dumnezeu la noi, a coborât împăratul la noi. Iubiți mei, pocăința, pocăința e o cale. Pocăința este o întorcere la Dumnezeu. Pocăința este porunca lui Dumnezeu. Dacă vrei să asculți, asculți. Dacă sunt aici frați ortodoxi, vreau să le spun celor care se interesează în învățătura de credință ortodoxă, este capitolul pocăință. Și nu poate fi interpretat numai așa cum e. Numai așa cum e. Am studiat capitolul acesta și am zis: mă, dacă oamenii ar înțelege, s-ar pocăi cu toți. Nu, nu, noi nu vă chemăm la penticostal, nu chemăm la baptism, nu chemăm la o confesiune, vă chemăm la Dumnezeu. Pentru că pocăința e porunca lui Dumnezeu. Iubiții mei, Dumnezeu e Cel care asigură iertarea păcatelor, dar condiționat, în urma pocăinței. În urma pocăinței. Dragii mei, dacă aici și acum, dacă aici și acum Dumnezeu ne acordă harul iertării prin jertfa minunată al Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă amintesc că cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, a doua judecată: căci toți,
trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Dați-mi voie să spun, dacă astăzi se spune în dreptul unor judecători că sunt corupți, dacă se spune în dreptul unor avocați că sunt corupți, dacă se spune în dreptul unor instituții că sunt corupte, vreau să vă spun că este o instituție divină pe care nu o corupe nimeni. Și aceasta e instituția Fiului lui Dumnezeu. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecat al lui Hristos. Acolo numele, am eu avocat bun, are cunoștință mai departe, să poate aranja, iubiți mei, acolo nu mai merge în felul acesta. Și spune pentru ce? Pentru ca fiecare în mod particular, nu în acord global, nu unul pentru tăți și tăți pentru unul, fiecare. Și mântuirea nu se moștenește. Vreau să spun, am mai spus bisericii de aici, dar poate sunt unii care nu au auzit mărturia aceasta. Eu vin din familie de ortodoxi. Dumnezeu în urmă cu 42 de ani, acum la învierea Domnului Iisus, am sărbătorit dublă sărbătoare. Am sărbătorit învierea Domnului Iisus, dar am sărbătorit și ziua învierii mele, din moarte la viață, m-a înviat Domnul Iisus Hristos. Au trecut 42 de ani de când m-am întâlnit cu Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care mi-a luat povara păcatelor, care m-a luat pe brațul Lui, care m-a purtat în carul Lui de biruință. Nu că n-am avut necazuri în lume, pentru că spune gura slăvită a Domnului Iisus în lume, veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit, mărit să fie Domnul. Iubiții mei, biruința e de partea Domnului. Și aici spune, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-ar fi făcut când a trăit în trup. În Evanghelia după Ioan avem un cuvânt atât de minunat pe care îl rostește gura slăvită al Domnului Iisus Hristos și spune în felul următor, tot cu privire la judecată. Spune așa, nu vă mirați de lucrul acesta, că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui. Credem lucrul acesta? Frați și surori, frați creștini, credem lucrul acesta? Nădejdea creștinului este nădejdea învierii din morți. Altfel, degeaba am crezut, dacă nu este o înviere a morților. Degeaba ne-am adunat aici. Iubiții mei, nu-i degeaba. Pentru că Iisus Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Și noi care suntem prezenți, Biserica lui Dumnezeu, este rezultatul învierii Domnului Iisus Hristos din morți. Dacă n-ar fi înviat Domnul Iisus Hristos, n-ar fi biserică. Dacă n-ar fi înviat Domnul Iisus, nu v-aș predica Evanghelia în ziua de astăzi. Dacă n-ar fi înviat Domnul Iisus, n-am avea nicio nădejde. Dar Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Cineva spunea odată la un slujitor al lui Dumnezeu, un ateu, spunea, băi, ai auzit că a murit Dumnezeu. Cine? Cel credincios a spus, nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Nu e adevărat. Numai câteva minute sunt de când am stat de vorbă cu el. Stăm de vorbă cu Dumnezeu. Stăm în rugăciune, stăm de vorbă cu Dumnezeu. Rugăciunea e o stare de audiență cu Dumnezeu. Și bă, interesant, la audiență, nu știu cum e acum aici în țară, dar mă aduc aminte cu vremurile trecute, trebuia să te scrii cu 2-3 săptămâni înainte. Trebuia să te duci să te vadă cineva, să stai de vorbă, să te pregătească, să spună să fii foarte atent. M-am scris odată la audiență, la Consiliul Județean, aveam câteva probleme, dar păi o trebuie să mă dură 3-4 ori până am reușit să mă scriu la audiență, că nu au vrut să mă primească. Și zic, când m-o primit, zice, fii foarte atent cum stai de vorbă cu organul de stat. M-am gândit, băi, interesant, cu un om muritor, care are o funcție temporară, vremelnică, câtă atenție mi se trage, cum stau de vorbă cu el. Iubiți mei, dar cu Dumnezeu. Dar cu Dumnezeu. Vedeți, cu Dumnezeu oamenii vorbesc cum vor ei. În prezența lui Dumnezeu oamenii vorbesc cum cred ei.
Dacă oamenii ar crede că prezența lui Dumnezeu este pretutindeni, nu l-ar blestema pe Dumnezeu. Nu i-ar nega numele. N-ar face atâtea fapte pline de blestemății pe care oamenii le fac. Dar oamenii care nu cred, oameni cu inima împietrită, zice, a, ce, aici să mâncăm, să bem și mâine, să termină tot. Iubiții mei, nu se termină tot. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice, vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui, vor ieși afară din el. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Și cei ce au făcut răul pentru judecată. Ești pregătit pentru judecată? Ești gata să stai la judecată? Iubiții mei, eu cred că nici unul n-ar vrea să stea la judecată. Ci toți oamenii doresc să audă glasul, vino rob bun și credincios. Vino rob bun și credincios. Dacă ați auzit glasul acela, vino rob bun și credincios, trebuie să ții seama de faptul și de cântarea care s-a cântat aici. Cerul așteaptă candidați. Vrei ca mâine să auzi vino rob bun și credincios? Astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Vino la Iisus Hristos, care are putere să ierte păcatele. Singurul care are putere să ierte păcatele. Și Domnul Iisus, cum iartă păcatele? Uitați ce spune cuvântul Domnului. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Asigurare pe viață. Sau cum spunem noi acolo, insurance pe viață. Vedeam, odată călătoream, când am venit în țară cu altă ocazie, lângă mine era un tânăr. Și m-a auzit vorbind în limba română cu soție și tânărul acela m-a întrebat, sunteți român? Da. Și eu citeam o carte. O carte creștină. El, la un moment dat, cei care călătoresc, știu, sunt momente când avionul se pare că merge pe drumuri pe aici, pe România. Pe gropi. Și făcut niște mișcări așa cumva mai neplăcute și la un moment dat tânărul acela a albit la față. Eu vedeam și citeam în continuare tare liniștit. Și mă atenționează și spune, dumneavoastră nu vă e frică? Am zis, nu. Nu vă e frică? Nu. De ce? Zic, eu am asigurare pe viață, am insurență. Cu ochii mari și dați-mi voie să spun cei care cunosc problema. Nu oricine își poate face insurență pe viață, pentru că trebuie plătit foarte mult în fiecare lună. Și el a făcut ochii mari și înseamnă că sunteți cineva. Și am spus, da, sunt cineva. Și vreau să vă spun și dumneavoastră. Sunt cineva și suntem cineva. Știți cine suntem? Fii și fiice a celui prea înalt, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Să vii să fiu numele Lui. Și sunteți, da, nu sunt. N-am spus, eu m-am asigurat din la ceea ce crezi. Nu sunt așa de bogat să fac insurență pe viață. Dar m-am asigurat la viața veșnică. La tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte. Mă uit aici la câteva persoane care sunt mai în vârstă. Spunea cineva în America, cum, după ce o viață întreagă, o trăit în păcat, în plăcere, așa mai departe, vine când e bătrân, vine la Dumnezeu. Nu-i prea târziu? Nu-i târziu. Pentru că dacă astăzi auzi glasul, mi-aduc aminte de un frate pe care l-am botezat în zona Chișcăului, la 82 de ani. Și l-am întrebat pe acel frate, frate, câți ani? Și 82. Dar până acum unde ai fost? Și spune, unde a fost? Aici am fost, zice, în lumea asta am fost. Dar ce ai făcut? Păi ce am făcut? Păcate, zice omul. Și acum, cum de ai venit să te pocăiești? Am pus câteva întrebări, așa, poate puțin mai incomode pentru el, dar am vrut să văd ce răspunde. Și l-am întrebat, ai pe cineva din familie? Și a spus omul acesta, am rămas uimit, m-am gândit, probabil, copiii din spate forțează nota, că mai există situații când gata, tata, mama vrea să se boteze, dar lui nu-i dă botez, nu-i dă moarte. Știi? Nu. Și zice, n-am pe nimeni.
Dar cum până acum? De ce vrei să te pocăiești? De ce vrei să te botezi? Pentru că doresc mântuirea sufletului, a spus acel lucru. La 82 de ani. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Că trebuie să-i mulțumiți Dumnezeu că v-a ținut cu viață până aici, ca să aveți ocazie să încheiați legământ cu Domnul. Să semnați aceea asigurare pentru veșnicie cu Dumnezeu. Să vi se fie numele Domnului. Și spune cuvântul așa. Repet din nou, adevărat, adevărat mă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Și nu vine la judecată. Ce fain e când omul e absolvit de judecată. Dacă îmi spunea cineva cu două zile înainte de a mă duce la cort, auzi, frate Șanta, nu mai trebuie să merg la cort. Este absolvit. Mă bucuram foarte mult. Dar am trăit încă câteva zile și a trebuit să transpir și cu emoții să mă duc acolo. Dar slavă Domnului că am fost absolvit. Știți pentru ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Cu mulți ani în urmă aveam pe cineva mai apropiat, condamnat la orare. Și m-am dus, vorbit cu judecătorul, să dăduse un decret de grație. Și am vorbit cu avocatul lui și am zis, domnule, dar dacă s-a dat decretul de grațiere, de ce nu s-a deschis ușa, să-ți dea drumul de acolo? Și am zis, dai, domnule, sau nu-i valabil? Ba da, e valabil. El e iertat. Dar trebuie să se dea sentința. Are Dumnezeu o sentință pentru cei care au îmbrăcat haina albă. Știți care e sentința? Știți care e sentința? Iertare. Grație. Pentru tot trecutul. Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele pe care oamenii le-au făcut în vremea neștiinței. Nu pot face să-mi amintesc un lucru. Am pe cineva în Oradea, un prieten al lui Florin, și ori de câte ori vorbeam cu el, mă prevenea omul acesta, dar m-am bucurat mult că am auzit că soția lui încheie legământ cu Domnul. Vreau să vă spun că vreau să mă întâlnesc cu el, să vorbesc în continuare. Dar când mă întâlneam cu omul acesta, zicea domnul Șanta, mă bucur să mă întâlnesc cu dumneata, dar te rog frumos cu mine să nu vorbești de pocăință. Vorbește ce vrei dumneata, numai de pocăință nu. Și l-am întrebat odată, bine, domnule, dar de ce nu vrei să vorbim despre pocăință? Pentru că am auzit de la cineva că dacă cunoști mult, să cere mult. Iubiții mei, ce înșelăciune au oamenii în inimile lor. Dar oare dacă nu cunoști, dacă nu vrei să cunoști, nu se cere? Nu se cere dacă nu vrei să cunoști. Iubiții mei, se cere. Îmi aduc aminte că am făcut odată niște încălcări a legilor. Nu păcate, dar a fost, din punct de vedere legal, a fost o încălcare. Am dus niște grâu la cineva. Nu era voie în vremea aceea, fratele Liviu își aduce aminte, nu era vreme voie să duci absolut nimic cu mașina. Dacă te prindea cu 20 de kilograme de grâu, îți confisca mașina, proces, dosar, în tribunal. Și am dus 3 sali de grâu pentru un prieten, pentru un frate de acolo din sat. Și când a fost la mișca, mă oprește agentul de circulație. Cere actele, dau actele, se uită la ele, bun, mi le dă înapoi și eu, în loc să mă grăbesc să mă duc, am stat să mă aranjez portofelul în buzunar. Asta. Și el se uită pe scaunul din spate, acolo era un sac de grâu pus acolo. Și vine înapoi la geam și zice, domnule, dar acolo în spate ce ai? Grâu. Grâu, zice el. Ce grâu? Grâu, zic, uite, am fost la cumnata, el era lângă mine, cel pentru care am dus, am fost la cumnata lui și uite, i-a dat ceva grâu. Dar zice, ai bon pe el? Bon? Cum bon? Dacă vă duc la piață, cine îmi dă bon? Nu, legea spune așa, dă actele înapoi, hai după mine. Îi spun asta, mai cum ai bani? Harul a fost că șeful de post era un prieten bun, un fost coleg și prieten bun constătean și mama lui era membru în biserica penticostală. Noi am copilărit împreună, am trăit împreună. Și zic că de asta, mă, dacă nu e aici șeful, dacă nu e aici Mihai, bai, ne ducem acolo, stau afară în fața postului și când vine el, mă bea. Și zice către mine, auzi, ce ai făcut? Zice, ce-am făcut? L-am întrebat, mă cunoști? Zice, da, dacă ăsta-l cunoști?
Și zic, el, da, îl cunosc. Știi că nu mă ocup de prostii, da. Nu, uite, am fost și la cumnată, nu se aduc. Da, spune șeful de post. Dar faptul că, zice, tu n-ai știut că nu-i voie, zic, da, știu. Faptul că nu cunoști legile, nu ești absolvit de rigorile legii. Nu ești absolvit. Iubiții mei, dacă cineva nu cunoaște legea lui Dumnezeu, în ziua judecății nu va fi absolvit de responsabilitate datorită neascultării. Dar astăzi legea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, este propovăduită pe undele radio, televiziune, ziare, reviste, așa mai departe, acum internet, până la marginile pământului. Nu? Mai au oamenii motiv că nu cunosc legea lui Dumnezeu, numai că nu vor să cunoască legea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul, nu vine la judecată cine ascultă cuvintele și crede, nu vine la judecată ci a trecut din moarte la viață. Din moarte la viață. Îmi place să cred că acești care au îmbrăcat haina albă au trecut din moarte la viață. Ei astăzi, în apa botezului, vor fi îngropați împreună cu Hristos. Pentru că după cum Hristos a înviat spre slava Tatălui, așa vor ieși ei din apa botezului, dar, spune cuvântul meu, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Lăudați să fie Domnul. Iubiții mei, uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că, după cum Hristos a înviat din moți spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, care e moartea asemănătoare? Îngroparea în apa botezului. Vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Lăudați să fie Domnul! Amin. Trupul e pus în ocară. Este semănat în ocară. Este semănat în putrezire. Dar va învia de acolo în neputrezire. Va învia în slavă. Pentru că a înviat întâi, a înviat Iisus Fiul lui Dumnezeu. În El e viața și viața e lumina oamenilor. Lăudați să fie numele Domnului! Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, acum dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu Hristos. Dragii mei, vreau să vă asigur, aici e asigurarea, aici e asigurarea, în numele Domnului Iisus Hristos, din partea Domnului Iisus Hristos. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, față de lume, vom trăi împreună cu Hristos în glorie, în împărăția lui Dumnezeu. Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, a murit, El a murit pentru păcat, odată și pentru totdeauna. Lăudat să-i fie numele. Și spune, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Și acum un îndemn pentru cei care au intrat, indiferent anii în care ați intrat în apa botezului, cât și pentru cei care au îmbrăcat haina albă. Tot așa și voi, care ați îmbrăcat haina albă, sau cei care ați îmbrăcat-o de mult, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai stăpânească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Și dați mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Binecuvântat să fie numele Domnului. Iubiți mei, vreau să închei. Vreau să închei cu un cuvânt din cartea Faptelor Apostolilor, pe care îl spune Apostolul Petru. Să știți, dar fraților, căci în El
vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede în Iisus Hristos Domnul este iertat de toate lucrurile de care n-ați putut să fiți iertați prin legea lui Moise. În El se vestește iertarea păcatelor. Un îndemn și cu aceasta închei. Spune în cartea prorocului Isaia, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Câtă vreme se poate găsi. Iubiții mei, aici și în America, este magazine care nu deschise non-stop. Și nici aici este magazine care nu deschise non-stop. Sunt farmacii care deschise non-stop. Pentru ce? Că oamenii au nevoie. Iubiții mei, la Dumnezeu, oamenii pot să vină non-stop. La orice oră. N-are oară de audiență. M-am dus în urmă cu câțiva ani de zile la Spitalul 1 aici în Oradea, făcusem o criză de rinic. Și când m-am dus la urgență, după vreo 3 zile, frate Dumnezeu își aduc aminte când aici ne-am rugat Domnul. Când ne-am rugat Domnul într-o duminică seara și Dumnezeu m-a vindecat. Cred că biserica și aduce aminte. Mulțumim lui Dumnezeu. A doua zi nu mai fă piatra nicăieri. Și m-am mărturisit de dumneavoastră atunci. Dar când m-am dus la doctorul Bumbu, și că de mine era de gard. Să uite, era 5 după masă. Și da, la ora asta vii. Și eu l-am întrebat foarte cu respect și politicos, domnul doctor, iertați-mă, dar și la urgență este oră? Nu că este oră, dar știți care-o fă baiul? El să juca acolo, juca șac sau cărți cu cineva. Și prezența mea acolo l-a deranjat, l-a întrerupt partida și el nu a avut chef de consultație atunci. A zis, nu, dar știi cum, ne ai nevoie de ecograf, ne ai nevoie de cutare, cu dar am spus, am ecograf. Unde? Și mă caut în buzunare, harul din partea lui Dumnezeu a fost că l-am uitat acasă, ecograf. Și bă, că nu l-am nicăieri și spun, l-am uitat acasă. Și zice, dumneata nu ești interesat de sănătatea dumneitale. M-am cerut iertare de la el, vă rog să mă iertați. Lasă-mă, duc acasă și mai văd, eu am zis. Cu gândul am fost, nu mai viu niciodată. Și mulțumesc lui Dumnezeu, că a fost Dumnezeu cel care a intervenit și care nu are oară de audiență. La mântuire, iubiții mei. Ceasul chemării este astăzi, nu mâine. Numai diavolul o mână pe mâine. Uitați ce spune. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit de gândurile Lui. Frați și surori, iubiți creștini, faceți un pic apel la gânduri. Câte gânduri nu se frământă. Și apoi spune așa. Să se întoarcă la Domnul, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. La Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Dați-mi voie să mai spun numai o mică întâmplare. Cu mulți ani în urmă, nepoțelul meu e aici. Era mic atunci, Ciprian. Și l-am provocat. Îmi plăcea să mă joc cu el. L-am provocat. Și-am făcut pe supăratul. El, fiind răsfățat de mine, și-o permis cu mine. Și la un moment dat eu m-am făcut că m-am supărat rău. Și gata, am dat dovadă de supărare și am zis, băi, am terminat. Ai terminat cu mine prietenia. Pleacă în camera mea. Copilul s-a dus în camera lui. Și am dat dovadă că sunt foarte supărat. Și spuneam la mămică sa, la fiica mea, Dana, tare rău m-a supărat, Ciprian. Dar eu ziceam tare să mă aud de el, tare rău mă supăra. Nu știu dacă îl mai pot, el tare vreodată. Nu știu dacă îl mai pot de el. Însă copilul, măcar că era un copil de vreo 3 ani, în vremea aceea, 3 ani jumate, fără să-i spună nimeni. În momentul în care a văzut că mă pregătesc, că mă ridic în picioare să plec, a venit înaintea mea și cu glasul lui plângător, așa, bunule, bunicule, eu zic, gata, am terminat, nu mai vorbesc cu tine. M-am supărat și gata, am dat dovadă de supărat. Dar el insista, stăruință, stăruia. Bunule, dar te rog frumos să mă asculți. Și a zis, hai mă, ce vrei să spui? Te rog frumos să mă ierți. Bă, am zis către, bă, te-am iertat ieri, te-am iertat alaltă, te-am iertat săptămâna trecută, că îmi plăcea să mă joc cu el. Te-am iertat, până când să te iert? Spune-mi până când nu mă mai super. Știi ce a spus copilul acesta? Până mâine. Frați și surori,
Dumnezeu e un tată bun. În fiecare zi stă la dispoziția celor păcători. Dumnezeu iartă păcatele. Dumnezeu le aruncă în marea uitării datorită sângelui vărsat a Domnului Iisus. Astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Vino la Dumnezeu. Vreau să vă aduc salutul bisericilor din Atlanta. În Atlanta sunt 4 biserici penticostale. Și mai sunt vreo 3 biserici baptiste. Sunt biserici adventiste. Armonia care avem acolo pe plan spiritual. Mulțumim Domnului. Trăim în pace, ne bucurăm de harul lui Dumnezeu și toți frații care au știut despre venirea mea. Biserica Elim, din care fac parte, Biserica Betel, Biserica Emanuel, Biserica Philadelphia, au transmis salutul lor tuturor celor ce iubesc pe Domnul. Iar salutul bisericii noastre a mai fost citit din Iuda, versetele 20 și 21. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și doresc din toată inima ca cuvântul lui Dumnezeu să aducă rod însutit pentru gloria lui Dumnezeu. Doresc ca tot eu singur să fie mântuit. Doresc ca tot județul, toată România, lumea întreagă. Și aceasta e dorința lui Dumnezeu. Amin. Amin. Frate Florin, mulțumesc spre biserică acum, pentru că timpul zboară. Astăzi mergem un pic mai încolo, nu? Sunteți de acord? E sărbătoare mare. Am spus și aici, și în ceruri, și o să mergem un pic mai încolo, nu ne grăbim, pentru că e un moment unic, cel puțin pentru cei 11, și vrem să dăm Domnului tot respectul și vouă. Vă iubim că ați hotărât să fiți copii ai lui Dumnezeu, să încheiați legământ cu El și de aceea ziua de astăzi o dăm acestei sărbători. Domnul să lucreze. Avem și pe fratele Doganu aici, conducătorul bisericii.